o mare bunătate la poalele acestui munte care pare o cetate de lumină și frumusețe, izvor al vieții. Ia să-ți bagi ăla, ți-am adus ăsta? Da. Să-ți pui acolo la tine. Nu știam unde e, unde l-am lăsat. Ce da, chiar nu mai Vrei pe cineva care se pricepe la de astea cu fonduri, cu tot felul de nebunii? Să pun legătura, am o cunoștință. Sap. Sap tânăr. Acolo e mai nasol un pic. Nu e bine să stai lângă stâncă? Nu. Lipit? De ce? Dacă poți. Rămâne blocat. A rămas așa, las că stai bine. Ăla e. Era bun. Poate și urca pe mai burducul de câine era. Mamă, mamă, ce m-ai speriat. Ce piciorul și-am dat? Da. Avem un atlet cu noi. Vede crucea din seaca Caraimanului. Mai jos nițel de săritoarea Zangur. Wow. Haide, hai la treabă. Bă, ți-e foame, mă, unde te grăbești? Da. Hai că mi-e foame. Au ce faină. Îți dai seama un mititel de la la restaurant? Acum mai zic. Uite așa, cu o mână mă trag, mă. Așa. Dacă nu un dinț mă trag. Așa. Și tot mă trag. Așa. Bine. 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 Este mai mult, sunt mai mult. Bravo, Cezarita, fără frică. Săritoarea Zangur, subterană. Și urmă se făcu lumină. Da. Ai grijă la cap și bagă râma pe stânga. Uite, maternitatea Găurica aici, pe Valea Seacă. Du-te tu și pe mă ți-l dau. Aici un pas mai... Un pas ne desparte. Un pas mic pentru om, un pas uriaș pentru umanitate. Hai, hai! Up așa! Hai la maternitate, hai! Eu sunt mai cu travaliu așa. Cu travaliu greu. Deja le simt. Hai că mă răsucesc. Fătul greu, mare. Alex are stilul răsucit pe spate. Da. Stilul torsionat. Cu ala zi, cu ombilicul torsionat în jurul gâtului. Aici. Stai că ies de cu rucsacul. Gata. Pregătită munte. Și ultima eșeală. Și ultima eșeală. Unul mic. Unul mic, dar voinic. Mic, dar voinic. Yeah! Ceva mai știe. Mai diversificat. A, uite, era prea multă stâncă. Jnepening. Jnepening. Hai de capă, mi-a rupt jnepenii ăștia. Mi-au rupt jnepenii ăștia, efectiv. Nu vă spărați, mai e mult până la plajă? Și ce poze. E poros, adevăr, dacă are... Nu. E destul de poros, nu e așa spolat. Uite, mititica de octombrie. E cam fumată, dar merge. Albumiță, li se mai spune în popor. Vedeți că e un aici care se mișcă asta.
Aproape că nu există dată la finalul unui traseu să nu arunc un ochi preț de câteva clipe sau minute înapoi a mea. Să văd spectacolul grandorii alpine de o frumusețe indescriptibilă, cum se înalță și cum e același pe care l-am găsit, dar și același pe care l-am lăsat în urmă, în neschimbata lui măreție. Scriitorul Nestor Urechea, în principal de literatură alpină, afirma că cea mai curată desfătare a lui este să se așeze în fața bucegiului și să-l privească. Ei bine, dacă mi se va permite, eu aș parafraza că cea mai curată desfătare a vieții mele este să mă așez în fața muntelui și nu numai să-l privesc, ci și să-l călăresc, să-l parcurg prin cotloanele lui ascunse, unde își culcușește gândurile și liniștea aceea de negăsit nicăieri, confirmându-ne, a nu știu câta oară, că niciun oraș de pe întreg mapamondul nu are farmecul unui munte.